Conexiune istorică. Religia înseamnă slujire. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Hristos este capul bisericii pe pământ, iar El cere ca oricine crede în El ca răscumpărător să se predea în ascultare de cuvântul Său, să-L iubească pe Dumnezeu mai presus decât orice și să-i iubească pe cei care pierd în păcat așa cum îi iubește Hristos. În fiecare biserică ar trebui să fie oameni care să depună eforturi susținute pentru misiune și să învețe pe lucrători cum să-și exerseze abilitățile și cum să folosească cele mai bune metode misionare. Ar trebui să fie mulți lucrători în fiecare oraș și să fie trimiși misionari în fiecare câmp posibil. Noi avem promisiunea Creatorului Lumilor, promisiunea celui care are toată puterea și comanda cerului și a pământului, că El va fi cu noi și că va lucra în biserica sa vie și activă de pe pământ. El dă dispoziție îngerilor să coopereze cu agenții umani în avansarea lucrării sale pentru salvarea sufletelor care pierd. Tot cerul este implicat în slujirea celor care vor moșteni mântuirea, împărțind o putere reînnoită a Spiritului Sfânt, acelora care lucrează pentru salvarea sufletelor. Nici o biserică să nu fie inactivă, nici un membru al bisericii să nu fie fără răspundere și neimplicat. Domnul va veni din ceruri în curând ca să pedepsească pe locuitorii lumii pentru nedreptatea lor. Pământul va da la iveală sângele vărsat și nu va mai ascunde trupurile ucise. Mesajul avertizării trebuie să ajungă la păcătoși. Trebuie proclamat acelora care nu au avut lumina adevărului. Membrii bisericii trebuie să fie învățați să nu-și mai folosească timpul și banii pentru ei, ci să se dedice răspândirii luminii celor care sunt în întuneric. Legea este împlinită în totalitate de cei care îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele lor ca pe ei înșiși. Pe aceste două percepte ale dragostei sunt construite legea și profeții. Domnul Iisus îi iubește pe cei pentru care El a murit și le cere tuturor celor care cred în numele Său să coopereze cu El în ce privește renunțarea și sacrificiul de sine. Aceia care cred în Hristos ca salvator personal vor face eforturi susținute pentru a-L face cunoscut. El este calea, adevărul și viața, iar prin prezentarea adevărului, așa cum este El în Iisus, sufletele sortite pieirii vor fi salvate. Avem nevoie să privim la Dumnezeu continuu și să ne fortificăm sufletele prin rugăciunea stăruitoare și prin veghere. Religia înseamnă slujire. O slujire serioasă și plină de credincioșie față de Dumnezeu. Este necesar ca toți cei aleși de Dumnezeu să fie împreună lucrători cu El. Ei nu pot amesteca euul și egoismul cu slujirea sinceră și credincioasă. Toți cei care vor intra pe porțile binecuvântate vor fi găsiți credincioși. Ei vor fi oferit de un asemenea serviciu încât răscumpărătorul le va putea spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Domnul a stabilit cu claritate condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi urmașul său în fapte și în adevăr. El spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Vreau să subliniez pentru tineri și tinere necesitatea de a-și urma chemarea și de a-și confirma alegerea. Vă implor să nu vă jucați cu interesele voastre eterne, făcând așa pierdeți fericirea, pacea și moștenirea veșnică. Prietenii mei tineri, voi sunteți datori irevocabil ca prin harul lui Dumnezeu să ascultați zilnic de poruncile lui Dumnezeu și zilnic să câștigați stăpânire de sine și tărie de caracter, astfel încât să nu cădeți sau să fiți descurajați. Har divin a fost asigurat din belșug pentru fiecare suflet, astfel încât fiecare să iasă victorios din luptă. Nu deveniți indolenți, nu vă amăgiți cu ideea că puteți fi salvați dacă umblați după înclinațiile naturale ale caracterului, mergând în deriva curentului lumii, prin îngăduință de sine și prin satisfacerea euului, că puteți face față forțelui răului în timp de criză și că veți ieși biruitori când lupta va fi aprigă. Trebuie să învățați zilnic cum să folosiți armele acestei lupte și cum să mânuiți sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
Trebuie să învățați să vă împotriviți diavolului ca el să fugă de la voi. Trebuie să învățați în fiecare zi să ascultați de ordinele căpeteniei oștirii Domnului. Tinerii mei prieteni, voi vă rugați? Vă educați să aveți gânduri curate, aspirații sfinte, iar cererile voastre să fie înălțate cu mâini curate și dintr-o inimă sinceră? Vă educați limba să-i cânte imnuri de laudă lui Dumnezeu și căutați să faceți voia Domnului? Aceasta este educația care va fi de mare valoare pentru voi, pentru că vă va ajuta în formarea unui caracter ca al lui Hristos. Învățați astfel cum să obțineți haina neprihănirii lui Hristos, intrând în posesia făgăduințelor marețe ale cuvântului său. Mulți sunt împinși de ambiția de a-i conduce pe alții. Aceștia să învețe să umble umil cu Dumnezeul lor, să fie împlinitori ai cuvântului său acolo unde se găsesc. Să învețe să fie ascultători, să slujească voioși cu toate capacitățile pe care le au, să se depindă, să facă cele mai umile munci și să înțeleagă că în orice împrejurări s-ar afla, ei îi slujesc lui Hristos. Îndeplinind munci fizice umile, veți confirma că Dumnezeu este cu voi și că folosiți talentele pe care El vi le-a încredințat. Acolo unde vă aflați, ocaziile și privilegiile vor apărea și dacă veți căuta să-i slujiți lui Hristos, le veți vedea și fructifica. În cele mai umile situații, veți găsi ocazia de a vă exercita integritatea și loialitatea, iar dacă îi veți fi credincioși Domnului în lucrurile mici, vi se vor încredința altele mai mari. Dacă sunteți credincioși în puține lucruri, credincioșia voastră va demonstra că sunteți elevi în școala lui Hristos și că vă cultivați abilitățile pentru a sluji în câmpuri mai largi. Iisus a spus, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Fiți binecuvântați ca să înțelegeți cum să fiți credincioși în lucrurile pe care Dumnezeu vi le încredințează, începând cu cele mici. Domnul cu voi!